Vă dau două vești. Încep cu aia bună. Ci că iar e foarte aproape treaba cu laserul de la Măgurele. Acu, acu îi dau drumul. Nu știm ce înseamnă asta, bineînțeles. Noi știm că e cel mai mare din lume. Ci că bate până la marginea sistemului solar. De acolo își ia un pachet de țigări și se și întoarce. Nimic nu rezumă mai bine absurdul României ca laserul de la Măgurele. Odată pe lună apare o știre cu laserul de la Măgurele, care e mai aproape cu un centimetru de funcționare. România pare un cercetător sărac și dement care are de mic ambiția asta: să facă un laser, să-l pornească și să vadă ce se întâmplă. Și acum vine vestea proastă. Trăim într-o țară în care doar 53,9% dintre oameni locuiesc în mediul urban. Date de la Institutul Național de Statistică pentru luna ianuarie 2019. Urbanizarea, fraților, este și ea o cale de combatere a sărăciei. Este absolut rușinos că în ultimii 30 de ani politicile de urbanizare n-au existat. Avem aproape același grad de urbanizare pe care îl aveam și în 1989. În 2016, gradul de urbanizare era de 56,4%, așa zice INS. În 2018 a fost de 53,9%. Deci ne-am țărănizat, fraților, cum ar veni. Ne-am dezurbanizat, ne-am ruralizat. Am luat-o înapoi, ne întoarcem la țară. Am dat cu nasul de civilizație și nu ne-a plăcut. Prea e fiță, mă, nu e de noi. Hai, la WC-ul în fundul curții. Haideți, fraților, la ale noastre, nu? Vă dați seama, noi urlăm zi de zi: Europa, stai, fată, că venim și noi. Stai, că vine și România din urmă. Suntem aici. Numai că noi nu alergăm după Europa. Ba din contră, ca să zic așa, noi alergăm în sens opus. Dă-le, mă, dracu, de canalizări, nu? E, și în condițiile astea voi ziceți să o alungăm pe Veorica? Sunteți nebuni? Sunt femeie, sunt mamă.